Sorin Dinu vă prezintă jurnalul de știri al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Bine v-am găsit în cadrul jurnalului. Vă invit să faceți cunoștință cu câteva din evenimentele acestei ediții. Campania Împreună pentru Oameni ajunge toamna aceasta la București și Alexandria. Inițiată de Biserica Adventistă de ziua 7-a, campania are ca scop oferirea de servicii și evenimente gratuite în domeniile medical, social și educațional. Studenții de la Universitatea Adventus înscriși la programul de studii Teologie Adventistă Pastorală și-au încheiat cu succes mobilitatea de practică în Peru prin programul Erasmus+. Iar în prima zi a lunii octombrie, în curtea televiziunii Speranța TV, s-a desfășurat un eveniment de excepție, Festivalul Recunoștinței pentru Familie. Mai multe detalii în jurnalul Pe Larg. Darurile, în mod special cele venite de sus, își înmulțesc valoarea când sunt împărtășite. Împreună pentru Oameni este campania în contextul căreia avem posibilitatea să oferim ceea ce am primit. Lansată pe data de 23 septembrie în capela Universității Adventus, campania Împreună pentru Oameni oferă servicii și evenimente gratuite în domeniile medical, social și educațional. În centrul Bucureștiului, la Biblioteca Națională a României, în perioada 16-18 noiembrie, se vor desfășura acțiuni de binefacere și sprijin social pentru oamenii străzi și victimele violenței domestice, o atenție deosebită fiind dată și persoanelor vulnerabile în fața drogurilor. De asemenea, organizatorii promovează lectura pe suport tipărit și digital și intenționează să distribuie gratuit cărți pentru sănătate emoțională. Ai visat să devii medic pentru a-i face bine pe cei de lângă tine. Hai să oferim o mână de ajutor persoanelor vulnerabile, cu venituri modeste. Te așteptăm să faci parte din echipa noastră în cadrul campaniei Din Grijă pentru Tine. Oferă consultații gratuite timp de minim 3 ore. Evenimentul de voluntariat se va desfășura la Biblioteca Națională a României din București în perioada 12-16 noiembrie, între orele 10-18. Campania este inițiată de Biserica Adventistă de ziua 7-a în parteneriat cu Ministerul Sănătății și instituții publice. Din Grijă pentru Tine, ediția 15-a. Înscrie-te la numărul de telefon 0745 772 807. Campania Împreună pentru Oameni ajunge și la Alexandria. În acest oraș, evenimentul se derulează în perioada 8-13 octombrie. Biserica Adventistă de ziua 7 împreună cu Primăria Municipiului Alexandria vor veni în ajutorul semenilor prin donări de sânge, transport gratuit pentru persoanele cu disabilități, prezentarea unor seminarii pentru generația tânără în școli și licee. Mai multe cabinete medicale vor fi amenajate la Clubul Pensionarilor, iar medicii vor dărui din timpul lor pentru a consulta, pentru a face ecografii și teste în mod gratuit. Drapelul faptelor bune va fi arborat în perioada 8-13 octombrie 2023 la Alexandria. Deschidem un spital de campanie și cabinete pentru ecografii, consultații, teste și analize gratuite. Donăm sânge, transportăm gratuit persoane cu dizabilități și căutăm semenii în nevoie. Luptăm împotriva adicțiilor în școli și colegii și prevenim bolile civilizației. Suntem împreună oameni pentru oameni. Vrei să fii voluntar? Dorești să participi? O campanie a Bisericii Adventiste de ziua 7-a Conferința Oltenia pentru servicii medicale, educaționale și sociale în colaborare cu Primăria Municipiului Alexandria și alți parteneri. Pentru mai multe informații, accesează site-ul împreunapentruoameni.ro. Doar cu tine suntem toți! Primul sabat al lunii septembrie a adus credincioșilor din Reghin bucuria de a sărbători împreună 101 ani de adventism. Într-o atmosferă plină de emoție și recunoștință, credincioșii au primit în mijlocul lor oaspeți deosebiți pentru a celebra nu doar trecutul bogat al bisericii, ci și prezentul și viitorul pregătit de Dumnezeu. Programul a fost încununat de momente muzicale, mesaje biblice care le-au amintit celor prezenți
de binecuvântările și harul primite de la Dumnezeu. Credincioșii adventiști din Reghin au simțit cu adevărat că sunt o comunitate unită și binecuvântată. Un material pregătit de Cătinean Petrică. Cum ați descrie sau cum vedeți rolul adventismului după 101 ani de existență? Este un rol și mai pregnant. Uitându-ne în urmă la zestrea pe care pionierii noștri ne-au lăsat-o, la entuziasmul, la determinarea, la sacrificiul pe care ei l-au adus slujind cauza lui Dumnezeu, ne îndatorează și mai mult ca noi astăzi, în condițiile ultimului segment din istoria mântuirii, să lăsăm la o parte orice altă piedică și să ne investim resursele, darurile, talentele în a reuși să facem auzibil mesajul mântuirii în toate sectoarele de activitate, în toate segmentele societății în care trăim. Cum considerați că se poate adapta astăzi biserica la problemele contemporane cu care se confruntă ea? E o întrebare dificilă, adică răspunsul e dificil. Ar trebui să se adapteze. Cum poate face lucrul acesta? Ascultând mai mult decât vorbind. Înțelegând locul sau nivelul la care societatea a ajuns, problemele cu care ea se confruntă, nevoile pe care ea le are și încercând să le împlinească. Nu e un lucru ușor de făcut, nu vine în mod natural, ci e nevoie de determinare, de hotărâre, de analiză, de atenție, e nevoie să strângem la oaltă toate resursele pe care biserica le are, să acționăm împreună, așa cum este motoul conferinței noastre, în așa fel încât să reușim să răspundem nevoilor pe care societatea le are. Și ca un ultim lucru foarte important, trebuie să fim împreună cu Dumnezeu. Dacă apostolii au reușit într-o societate politeistă, sclavagistă, marcată de tot felul de tensiuni și dificultăți, au reușit să transmită mesajul Evangheliei în așa fel încât el să răspundă nevoilor de atunci și să câștige foarte multe suflete pentru mântuire, sunt convins că Dumnezeu ne poate ajuta și pe noi în societatea de astăzi să facem la fel. Care a fost un punct anume din programul centenarului care v-a impresionat cel mai mult? Cum credeți că poate influența comunitatea care o slujiți? În primul rând, sunt foarte onorat că am putut face parte și de față la acest eveniment deosebit, 101 ani, aniversarea Bisericii Adventiste Emanuel. Punctul culminant al acestei festivități a fost predica pastorului, care cu cele trei puncte care este de învățat, de învățat minte și de care ne încarcă sufletește și putem crede că Dumnezeu există și ne dă putere și speranță. Cum considerați că pot colabora mai eficient instituțiile publice și organizațiile religioase pentru a susține nevoile locuitorilor din Reghin? Păi, în primul rând, trebuie susținut toate cultele și eu, ca primar al municipiului Reghin, sunt foarte deschis și am dat toată atenția și Bisericii Emanuel Adventiste. Ajutăm foarte mult Crădănița Emanuel și toate cerințele care sunt solicitate de către pastori și nu numai, de toate bisericile și religiile, sunt luate cu foarte multă atenție și încercăm să ajutăm în toate punctele de vedere în care putem să ajutăm. Care a fost mesajul pe care l-ați transmis cu această ocazie? În ocazia aceasta am încercat să transmit ideea că noi, credincioșii lui Dumnezeu, trebuie să credem că El există, dar nu doar atât, să ne încredem și mai ales să ne fim devotați lui Dumnezeu. Pentru că acum 100 de ani aici nu era nimic. Devotamentul acestor oameni dinaintea noastră a făcut să vedem ce se vede astăzi, iar viitorul va depinde acum de devotamentul nostru față de El. Aceasta a fost ideea de bază.
În prima zi a lunii octombrie, în curtea televiziunii Speranța TV, s-a desfășurat un eveniment de excepție. Festivalul Recunoștinței pentru Familie. Aproximativ 170 de copii împreună cu mai mult de 300 de părinți s-au bucurat de o expoziție impresionantă de produse proaspete și numeroase activități captivante. Au explorat ateliere creative, jocuri interactive, fiind întâmpinați cu multe alte surprize pregătite de Speranța TV, Radio Vocea Speranței, Editura Viață și Sănătate, Școala Mihai Ionescu și Biserica Băneasa. Evenimentul a fost transmis live și pe Speranța TV, astfel încât am adus festivalul acasă și la cei care ne-au urmărit în direct timp de 2 ore. La Festivalul Recunoștinței pentru Familie, copiii s-au distrat, au cântat și în același timp au învățat o mulțime de lucruri. Au avut un timp de calitate petrecut alături de familiile lor, conștientizând cu micul mare că familia este cea mai importantă comoară și că e nevoie ca fiecare membru al acesteia să fie asigurat prin vorbe și fapte de acest lucru. Pentru a vedea cum a arătat totul și a ști care a fost atmosfera în curtea televiziunii, Sorin Dinu a fost reporterul de serviciu. El a cules pentru dumneavoastră cele mai frumoase momente ale festivalului. Pe de altă parte, Raluca Matescu, din platoul emisiunii, a oferit alături de invitații ei cele mai emoționante momente. Pastorul Marius Andrei, director al Departamentului Familie din cadrul Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste, a vorbit despre importanța recunoștinței în familie, despre provocările din cadrul familiei și rolul părinților în educația copiilor. Un moment deosebit al evenimentului a fost și lansarea cărții Savurează sănătatea, autoarea Sandra Nedelcu fiind prezentă în platoul ediției speciale. Alți invitați care ne-au onorat cu prezența lor în platoul ediției speciale au fost doamna Cristina Preda, fondatoarea școlii primare Echilibria Montessori Education, precum și doamna Rodica Radomir, director adjunct al Liceului Teoretic Mihai Ionescu și doamna Violeta Andreica, profesor învățământ primar. Părinții, copiii, dar și cei care au urmărit în direct Festivalul Recunoștinței pentru Familie s-au bucurat și pentru faptul că muzica live i-a însoțit pe tot parcursul evenimentului. Putem spune că prima zi a lunii octombrie ne-a oferit prin acest Festival al Recunoștinței pentru Familie o toamnă bogată în iubire, empatie și recunoștință. Următoarea informație vine cu vești bune de la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu. Recent au fost semnate de doamna Ligia Deca ordinele de ministru al educației, prin care se certifică faptul că Liceul Teologic Adventist poate deschide clase de nivel primar și gimnazial, clase de profil științe ale naturii pentru nivel liceal, dar și nivel de învățământ profesional și nivel post-liceal. Această provocare, fără precedent, reprezintă într-adevăr o recunoaștere a parcursului ascendent al acestei instituții. Dacă ar fi fost cineva acum 30 de ani care să spună că Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu va ajunge în poziția de azi, cu peste 400 de elevi de învățământ liceal, cu un campus nou și cu mii de absolvenți a căror viața a fost marcată pozitiv, probabil nu ar fi fost luat în serios. Însă Dumnezeu ne-a surprins mereu de-a lungul anilor. Vestea pe care această instituție de învățământ a primit-o recent a venit să ne confirme că Dumnezeu are planuri mari cu liceul lui. Anul școlar trecut, Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu din București a primit vizita reprezentanților Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar pentru autorizarea unor noi niveluri de învățământ. Iar recent au fost emise ordinele de ministru, prin care se certifică faptul că acest liceu poate deschide clase de nivel primar și gimnazial, clase de profil, științe ale naturii pentru nivel liceal, dar și nivel de învățământ
profesional și nivel postliceal. Sunt noi provocări pentru cei chemați să slujească în Liceul Teologic Adventist, dar așa cum Dumnezeu a condus lucrurile până acum, suntem siguri că o va face și de acum încolo. Studenții de la Universitatea Adventus, înscriși la programul de studii Teologie Adventistă Pastorală, și-au încheiat cu succes mobilitatea de practică în Peru, prin programul Erasmus Plus, desfășurat în perioada 14-25 septembrie. Într-o poveste ce îmbină credința, educația și ajutorul, Universitatea Adventus, în parteneriat cu Universitatea Adventistă din Peru și Adventist World Radio, au pus în aplicare programul de practică de scurtă durată în Ilave. Studenții au avut astfel oportunitatea de a trăi și studia într-un mediu cu totul nou, contribuind la extinderea viziunilor academice și personale. Un grup de studenți de la Universitatea Adventus, însoțiți de un profesor coordonator, s-au întors recent dintr-o mobilitate de practică în Peru, America de Sud. Aceștia au avut ocazia să sprijine eforturile misionare din comunitatea adventistă din sudul țării, mai exact, districtul Ilave din regiunea Puno, situat pe malul lacului Titicaca, lacul situat la cea mai mare altitudine din lume și care este totodată și navigabil. Studenții români, alături de studenții de la Universitatea Adventistă din Peru, au avut oportunitatea să participe activ la întâlniri și evenimente religioase specifice Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. De asemenea, au lucrat cu bisericile și comunitățile locale pentru a înțelege mai bine nevoile spirituale ale oamenilor și s-au implicat în proiecte umanitare și sociale desfășurate de Biserica Adventistă la nivel regional și local. Sabatul din 23 septembrie a fost ocazia în care slujirea celor implicați și rezultatele muncilor au fost făcute vizibile. Sabatul a fost numit Sabato Triunfal, zi în care peste 250 de persoane au primit botezul în râul Ilave într-o ceremonie deosebită, gândită special pentru toate categoriile de vârstă. Întreaga experiență nu a fost doar despre muncă și studiu, ci și despre explorarea culturii peruviene. Studenții au avut ocazia să viziteze situri istorice, să învețe despre stilul de viață al comunităților indigene și să savureze delicioasa bucătărie locală. Studenții s-au bucurat să viziteze singura biserică adventistă de ziua șaptea de pe glob care se află pe o insulă flotantă, pe lacul Titicaca. Insula este făcută și refăcută dintr-o varietate de stuf amestecat în mai multe straturi, cu rădăcini de plante și alte resturi vegetale. Membrii bisericii trebuie să adauge săptămânal straturi proaspete de stuf pentru a menține stabilitatea și soliditatea insulei. Strategiile de internaționalizare a universităților adventiste susțin și încurajează activitățile comune de cercetare, schimb de experiență și ajutor. Experiențele noi care au fost acumulate în Peru vor servi la remodelarea viitoarelor planuri de mobilitate academică. În acest an academic, Universitatea Adventus din Cernica va împlini 100 de ani de la prima promoție care a început studiile la Institutul Biblic de la Focșani în anul 1924. De aceea vă invităm să participați la primul eveniment al acestui centenar, programat la Stupini în sabatul din 13-14 octombrie. Prin celebrarea celor 100 de ani, Universitatea Adventus dorește să-și arate recunoștința față de Dumnezeu prin evocarea unor experiențe și amintirea unor persoane care au marcat evoluția acestei școli și a educației adventiste din România, cât și actualizarea misiunii adventiste prin educație. În premieră, Departamentul de Tineret al Conferinței Transilvania de Sud a organizat în perioada 14-17 septembrie, în incinta Centrului de Tineret din Zimți, o tabără exclusiv dedicată tinerilor de etnie romă,
oferindu-le oportunitatea de a experimenta bucuria taberelor. Programul a cuprins momente spirituale, activități recreative, cântece și aventuri în aer liber și o seară petrecută la lumina focului de tabără. Entuziasmul și reacțiile manifestate de tineri au fost de-a dreptul copleșitoare. S-au simțit minunat și așteaptă cu nerăbdare viitoarele tabere, în speranța de a retrăi astfel de momente deosebite. Un material pregătit de Cătinean Petrică. Care au fost motivele pentru care s-a organizat această tabără și ce obiective pe termen lung aveți în legătură cu ea? În primul rând, ne-am dorit ca copiii de Gabor să fie implicați în ceea ce înseamnă viața departamentului de tineret. Pentru că în vara aceasta am avut înființarea unui club de licurici exploratori și companioni. Acum avem în premieră prima tabără de Gabori, în care aceștia au gustat din ceea ce înseamnă o tabără, activități, foc de tabără, cântec, devoționale și așa mai departe. Ne dorim ca aceștia să fie implicați în tot ceea ce înseamnă programele departamentului de tineret și în felul acesta să se integreze în viața departamentului și să guste din ceea ce le pregătim an de an pentru categoria aceasta de vârstă. Cum apreciați inițiativa conferinței și a departamentului de tinere de a organiza tabere pentru copiii de etnie romă și în ce fel credeți că îi vor ajuta în dezvoltarea lor personală și spirituală? În primul rând le mulțumim prietenilor și pastorilor de la Departamentul de Tineret, atât al Conferinței Internaționale de Sud, cât și Departamentul de Tineret al Uniunii, pentru că au inițiat această inițiativă, au fost deschiși la astfel de propuneri și, deși de mult timp se dorește o tabără doar pentru copiii Gabor, pentru că astfel putem să-i motivăm. De atâția ani se întâmplă activități de tineret în Biserica Adventistă și copiii romilor sau copiii Gabor nu prea participă. Și atunci, prin această inițiativă, ne-am gândit că o să fie mai deschiși atât părinții cât și copiii de a participa într-un cadru mai închis, doar ei între ei, să fie motivați să vadă ce înseamnă o tabără, să vadă ce se întâmplă într-o tabără, ca apoi să poată să fie chemat și cu ceilalți copii, cu român, cu maghiar, în întâlniri mai mari în care să se poată dezvolta, să fie educați în diverse privințe, dezvoltare personală, învață să se comporte, învață să lucreze în echipă și învață foarte multe activități pe care copiii Gabori sau copiii romilor în alte părți nu le învață. Cum ați aflat de această tabără și ce v-a motivat să vă înscrieți, să veniți împreună cu copiii în ea? E prima tabără de etnie romă. Ne-am bucurat foarte mult când am auzit de aceasta. Soțul meu, fiind instructor de explo mai de mult, am decis să venim pentru că e un prilej pentru ceilalți copii, ca să îi motivăm și pe ei, pentru că au nevoie de Domnul. Cum te-ai simțit în această tabără și ce ți-a plăcut cel mai mult din activitățile care s-au desfășurat în ea? Mi-a plăcut foarte tare pentru că am avut aici ocazia să mă întâlnesc cu prietenii, cu prietenii vechi și să-mi fac noi prieteni, și preferatul meu a fost când ne-am jucat ciocuri. Ce părere aveți despre această tabără și ce așteptări aveți în urma acestor activități organizate pentru copiii romi? Mai multă activitate, mai multă disciplină, mai multă educație. Ne bucurăm că am putut fi împreună aici, mai mulți copii, am putut socializa, facem activități, învățăm. Ne dorim ca în viitor mai mulți copii de etnie romă să participe la activități de genul și să fim cât mai mulți. Ce ți s-a părut foarte interesant la această tabără și cum i-ai încurajat pe alți prieteni de-ai tăi să participe la taberele următoare? Mi-a plăcut foarte mult jocurile creative, seminarele și cântecele, și îndemn și pe prietenii mei de vârsta mea să vină și ei cu noi la următoarea tabără. În ce fel credeți că i-a ajutat pe copiii de etnie romă să participe în această tabără? Eu cred că i-a ajutat foarte mult în dezvoltare. În primul rând, i-a ajutat în cunoașteri biblice, cunoașteri din mediul Bibliei. Pentru înțelepciunea lor, pentru dezvoltarea lor, a fost foarte frumos. Sperăm să mai avem astfel de evenimente. A fost pentru prima dată când am avut o astfel de tabără și sperăm ca la anul să avem cât mai mulți copii. A fost ceva de neuitat, experiența de neuitat.
Anul acesta, cu ocazia aniversării a 30 de ani de Radio Vocea Speranței în România, am fost mai aproape de publicul nostru. O echipă de la Speranța TV și Radio Vocea Speranței se află sabatul acesta la Brașov. Vă puteți întâlni cu o parte din realizatori într-o atmosferă de părtășie și laudă la Biserica Adventistă Maranata, strada de mijloc numărul 47, sâmbătă dimineață de la ora 11, iar după amiază, începând cu ora 17. În perioada 18-21 septembrie, capelan și stagiare adventiști de ziua 7-a s-au reunit la seminarul Bogenhofen din Austria pentru un curs de formare în domeniu. Evenimentul a fost organizat de Departamentul Capelanie din cadrul Diviziei Inter-Europene a Bisericii Adventiste. La curs au participat reprezentanți din Austria, Republica Cehă, Franța, Germania, Portugalia, România și Slovacia. Vorbitor principal a fost Ivan Omana, directorul Departamentului Capelanie din cadrul Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de ziua 7. Participanții au studiat fundamentul, istoria și direcția Departamentului Capelanie Adventistă. Au vorbit de asemenea despre durere și despre asistarea și împărtășirea Evangheliei. Cei 46 de capelani și stagiari adventiști și-au reînnoit angajamentul și au reafirmat cuvintele lui Iisus în viața și slujirea lor, căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Dacă întrebați pe cineva ce presupune slujba de capelan, este puțin probabil să primiți un răspuns satisfăcător. Ce este specific slujirii capelanului? Un posibil răspuns ar fi faptul că el este o persoană care însoțește o alta în călătoria ei de viață sau, dacă optăm pentru o definiție mai exactă, am putea spune că este un cleric instruit pentru a le oferi călăuzire spirituală celor care suferă din punct de vedere fizic, emoțional și spiritual. Încheiem aici jurnalul de știri al Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Dacă doriți să fiți la curent cu acțiunile desfășurate de Biserica Adventistă, vă încurajez să vă abonați la buletinul informativ transmis săptămânal, accesând linkul de pe ecran disponibil pe site-ul advent.ist/newsletter sau abonându-vă la canalul de Telegram Adventist România. De asemenea, puteți solicita pastorului dumneavoastră local linkul de WhatsApp prin care puteți parcurge aceste informații. Și bineînțeles, dacă aveți evenimente pe care le doriți difuzate în jurnalul de știri, ne puteți scrie la adresa contact@speranțatv.ro. Să aveți un sabat binecuvântat!